Salutare și bine ați revenit pe 10 info.com. Eu sunt Paul Someșan și în acest videoclip vom discuta despre combinări în prima parte și dacă apucăm în a doua parte vom discuta despre aranjamente, în funcție de cum stăm cu timpul, dacă nu îl vom împărți desigur în două videoclipuri și vom continua în următorul. Combinările. Un concept matematic cunoscut de sute de ani și anume și presupune de fapt combinarea elementelor noi mulțimi în grupe de câte k elemente, de asta se numește și combinări de n luate câte k. Aranjamentele sunt aproximativ același lucru, aranjamente de n luate câte k, însă diferența dintre combinări și aranjamente este că în combinări ordinea elementelor nu contează, cât timp în aranjamente ordinea lor contează. Adică în combinări 1 și 4 și 4 și 1 este o combinare uh, este o combinare echivalentă, adică 4,1 egal cu 1,4 pentru că ordinea lor nu contează. Cât timp la aranjamente ordinea lor contează, 1 și 4 va fi o aranjare diferită de aranjarea 4 și 1. Bun, am spus că începem cu combinări, urmând ca, eventual, spre final sau în următorul videoclip, să discutăm despre aranjamente. Oricum, dacă ați înțeles permutările de acum... Totul va merge extraordinar de simplu pentru că totul este foarte logic. Using namespace std int main return 0. Ok. O să punem comentarii după cum deja v-am obișnuit și vom vedea cum arată, să zicem, combinări de 4 luate câte două. Vom, pe, vom lua combinări din mulțimea 1, 2, 3, 4 pentru că așa se procedează. Și uh, haideți să vedem cum vor arăta combinări de 4 luate câte două. Probabil vă amintiți de la matematică, formula va fi egal cu 4 factorial supra 2 factorial ori 2 factorial, adică n-k factorial ori k factorial. Asta este numărul de elemente pe care trebuie să le obținem. Voi scrie aici uh, că c de 4 și 2 va fi egal cu 4 factorial împărțit la 2 factorial ori 2 factorial, desigur, astea vor fi în paranteză. Și ca să scriem și rezultatul pentru a ne putea verifica la final, va fi egal cu 24 pe 4, egal, desigur, cu 6. Bun. Acum vă voi scrie pe ecran și aceste combinări. Va fi vorba de 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3 și 4. Și astea sunt cele 6 combinări de 4 luate câte 2, așa arată, și acestea sunt. Bun. Acum, ideea este că atât capaul meu de aici, cât și enul meu de aici vor varia. Lucru care pe mine nu mă ajută foarte tare. Însă veți vedea că uh, acest lucru nu este deloc complicat de implementat, ci chiar este mai simplu decât la arangea, la permutări din punctul meu de vedere. Uh, dacă ar, ar fi să scriem for pentru acest caz, forul va arăta în felul următor. For i egal cu 1 i mai mic sau egal decât N plus plus I, for int egal cu I plus 1 j mai mic sau egal decât uh, N plus J. Și dacă ne uităm aici atenți, vom observa un lucru extrem de important, și anume faptul că vom avea doar două foruri. De ce? Pentru că avem două elemente afișate. Deci, practic, backtracking-ul meu nu se va mai opri la N, ci se va opri când ajunge la K, sau ce nume vom da noi acestui 2. Un alt lucru important de văzut este că, după aceea, al doilea meu for nu mai începe de la poziția 1, ci începe de la poziția anterior, anteriorului plus 1. Și este un lucru foarte important de remarcat, pentru că asta va apărea în backtracking-ul nostru. Ok, uh, pentru început, haideți să ne declarăm uh, tot ce avem nevoie. Desigur, din nou vom avea un N și un K. O să-i spun K pentru că în backtracking o să pun altă valoare. NK, după aceea vom avea nevoie de un X, de... Uh, 10 elemente, să 15 elemente, nu știu, nu are relevanță deocamdată că nu rezolvăm probleme. Nu vom mai avea nevoie de un vector depus. De ce? Pentru că, dacă ne uităm aici, toate aceste grupuri sunt ornate crescător. Da? Și aici eu, practic, n-am cum să pun un element care mi-a mai apărut, deja dacă eu non-stop le pun în ordine crescătoare. Și atunci, din acest punct de vedere, nu mai este necesar să punem niciun fel de uh, variabilă nouă aici. Un vector care să ține minte acest lucru. O să citim n și k, pentru că așa se va citi, combinări de n luate câte k și vom apela, desigur, back de 1. Aici este back de 1 deocamdată. Aici sus veți vedea că vom zice void back de int pass. Pentru ca să știm pasul din backtracking la care ne aflăm și ca să nu ne suprapunem cu notația de aici de k. For int e egal cu Aici intervine distracția. De ce intervine aici distracția? Pentru că, cum ați observat și aici, noi vom începe de la i plus 1. i este elementul anterior. Elementul anterior este ținut în vectorul x și atunci aici va trebui să accesăm elementul anterior pus și să îl folosim pentru a începe de la el plus 1. Atunci, elementul anterior va fi L x de pas minus 1, desigur plus 1 pentru că nu vom putea începe fix de pe el. i mai mic sau egal decât N, plus plus i. Aici cu n-ul acesta va, va, fi, va veni o discuție, dar puțin mai târziu pentru că aici trebuie puțin reglementată situația, astfel încât, astfel încât să fie foarte clar că se poate întâmpla această combinare. O să discutăm despre acest lucru imediat. Bun, acum, practic, is x de pas va fi egal cu i, if K mai mic decât, uh, nu, if pas mai mic decât capa back de pas plus 1, else, vom face afiș și atât. Și vedeți că este mult, mult mai scurt decât celălalt, uh, decât backtracking pe care l-am scris noi. Aici, desigur, fiind combinări de n luate câte K, vom afișa I de la 1, I mai mic sau egal decât K plus plus I, Cout, X de I, un spațiu după și, desigur, nu uităm de sfântul backslash N. <coughs> sfântul backslash N vine aici și atunci avem, practic, uh, Codul care ne va afișa combinările de n luate câte k aici. O să las puțin aici pentru că vreau să mai fac câteva remarci, și după ce o să-i dăm run să vedem că funcționează. Veți vedea aici probabil că avem funcția de afiș care este foarte asemănătoare cu cea de la permutări, doar că aici ne oprim la k. Logic este combinări de n luate câte k, adică avem câte k elemente de afișat. Aici jos x de pas minus 1 plus 1 înseamnă că mergem în elementul ultimul element pus, mai adăugăm unul L și aia este poziția de la care începem. Problema este în felul următor. Dacă eu ajung, să zicem, am cumnări de 4 luate câte 3, ajung aici la 1, 4 și eu efectiv nu mai am loc să mai pun un element după. Practic, ăsta e un lucru destul de important de înțeles. Nu mai am pe cine să pun aici, pentru că becul meu va începe de la 5, 5 mai mic sau egal decât 4, nu, și va sări peste și nu va mai afișa nimic. Într-adevăr, nu este greșit acest lucru, dacă nu mi-afișează nimic, clar programul meu nu este stricat, deci nu mă afectează cu nimic. Și vreau să vă arăt acest lucru, că nu se strică, însă uh, veți vedea că există o modalitate să l îmbunătățim. Vedeți că sunt fix combinările pe care eu le-am uh, scris puțin mai sus. Aici, noi știm, practic, la fiecare pas câte uh, elemente mai avem de pus după. Și atunci, Putem să îmbunătățim puțin codul aici și anume prin formula n minus k plus pas. Ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că n minus k, k va fi numărul total de elemente pe care le avem depus și acest pas va fi de fapt poziția la care mă aflu. Adică eu după, îi zic calculatorului, bun, Fi atent, eu după asta mai am depus k k minus pas elemente. Și atunci, practic, aș avea n minus k minus pas, da? între paranteze, dar dacă sparg parantezele, îmi vine n minus k plus pas. Și dacă acum dăm run acestui cod, Aici dăm 4 și 2, vedeți că ne afișează exact același lucru, la fel de corect, însă așa arată un program scris riguros. Un program care arată că programatorul s-a gândit la toate cazurile prin care poate trece programul lui, și anume cazul în care aici poate o să am 7, de luate câte 4. Și eu dacă ajung să pun 1, 4, 2, 7, 1, 4, 7, mă scuzați, nu mai las loc pentru elementul de după și nu mai las loc pentru elementul de după, utilizez o recursie degeaba, folosesc o recursie degeaba și astfel pierd complexitate timp, da? Pentru că eu o să merg să fac pași în plus, în plus inutili, pași inutili care pe mine cel puțin nu mă ajută cu absolut nimic. Ba din contră, mă încurcă pentru că s-ar putea să iau limită de timp în acest mod. Cam ăsta este uh, algoritmul de combinări. O să-i dăm aici run să vedem că funcționează și pentru că avem timp o să facem, desigur, și algoritmul de aranjamente. 5, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 3, 4, 1, 3, 5, 1, 4, 5, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2 4, 5, 3, 4 și 5. Și acestea sunt, desigur, le putem calcula să ne verificăm numărul. 5 factorial este... Uh, 120, da? 120 împărțit la 3 factorial ar veni 120 împărțit la 6, 20 și 20 împărțit la 2 ar veni 10. Deci aici înseamnă că ar trebui să fie 10 uh, triplete, să le numărăm 2, 4, 6, 8, 10. Asta ne arată că algoritmul nostru funcționează corect. Mai departe, aranjamentele. Vă spuneam că diferența dintre permutări și aranjamente este una destul de dintre combinări și aranjamente este una destul de fină. O să scriu una aici, x de 10 și cred că mai aveam un k. Uh. Există o, o diferență foarte fină între aranjamente și combinări. De ce? Pentru că la combinări nu contează ordinea, adică 1 și 4 e același lucru cu 1 și 4, cât timp la aranjamente va conta ordinea, adică 1 și 4 este diferit de 4 și 1. Adică pentru 4 și 2, din nou, combinările vor fi următoarele: 2, 1, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2. 3 4 4 1 4 2 și 4 3. Poate că observați că sunt mai multe, desigur și formula este diferită, adică combinări, a, aranjamente, mă scuzați, de 4 luate câte 2 vor fi egale cu 4 factorial Împărțit doar la n minus k factorial, adică la 2 factorial, rezultat care ne dă 12. Dacă eu n-am greșit ceva aici, de la 6 la 17, sunt într-adevăr 12 uh, perechi de numere. Bun. Acestea sunt. Uh, haideți să vedem puțin cum le afișăm. Vedeți foarte clar că pentru fiecare pereche ia după toate posibilitățile. Foarte interesant acest lucru. Haideți să vedem cum ar fi restrâns asta într-un for. Forul nostru ar arăta în felul următor. Uh, for int i egal cu 1, i mai mic sau egal decât n, plus plus i. După aceea, for int j egal cu 1, j mai mic sau egal decât n, plus plus j. If uh, i not egal j, out i și spațiu și j aici vine de sigur, end line, dar aici nu are acum relevanță. Deci așa ar fi restrâns într-un for. Făcând un for îmi dau seama foarte clar de condiție, va trebui să avem și un vector de pus-nepus aici, cu ajutorul căruia să știm ce elemente am pus și ce elemente nu am pus încă în vectorul nostru. În rest, pare să se mene foarte, foarte tare cu algoritmul de la uh, permutări, doar că condiția de stop va fi, va fi K și nu N-ul. Cât se poate de simplu la o primă vedere, și veți vedea, de fapt, că este identic cu algoritmul de permutări, doar că condiția de stop va fi diferită. Uh, Voi șterge, desigur, aici interiorul. Funcția de afișare va fi identică pentru că tot ca elemente vom afișa XDI și Backstation cât se poate de simplu, citirea este la fel aranjamente de N luate câte K și haideți să vedem cum ar arăta backtracking-ul vă spuneam că aici nu ne mai interesează ce elemente am pus sau nu am pus în față pentru că va trebui să generăm toate dublele posibile plus plus I uh, și acum mai departe vom avea de făcut următoarele uh, lucruri va trebui să verificăm că I-ul nu este pus deci, if not pus de I Vom face pus de i egal cu 1 x de k, x de pas, mă scuzați. Va fi egal cu uh, i mai departe, dacă pas mai mic decât k, este un lucru foarte important. Dacă pasul meu este mai mic decât k, o să continuăm. În caz contrar, adică dacă uh, pas este egal cu K, mergem la funcția de afișare. Nu uităm, desigur, ca și la funcția de permutări, să facem PDI înapoi 0, pentru ca data viitoare să putem pune alt element pe poziția lui PDI. Și asta este rezolvarea problemei de aranjamente, foarte asemănătoare cu problema permutărilor. Vedeți că singura diferență dintre acest algoritm și algoritmul de permutări este faptul că eu mă opresc la K și nu mă opresc la N. O să-i dau din nou un run și acest tip program. 4 și 2 și le vedeți pe toate cele 12 afișate aici, pentru că cum ne zis, că sunt 12, sunt câte 3 cu fiecare cifră în față. Cam asta este cu aranjamentele. Desigur, și aici putem de fapt, aici nu. Aici nu este necesar, asta vreau să zic, aici nu este necesar să ne mai gândim și la ceilalți, pentru că, vedeți, putem să luăm și dinaintea lui 4, deci nu are sens să ne gândim să nu-l punem pe 4 pe prima poziție, pentru că ne putem să luăm și 1 după 4. Nu mai este obligatoriu să fie ordonate crescător. Asta este problema aranjamentelor de la matematică. Desigur, nu mai trebuie, de exemplu, dacă ne dă doamna profesoară să scriem pe hârtie 6 aranjamente de 6 roate câte 3, îi dăm la calculatorul nostru 6 și 3 și el ni le generează pe toate, care sunt destul de multicele, după cum puteți vedea aici. După aceea stau și le iau copy-paste, îi le pun în tema de pe Classroom și pașii n-am cuvinte, am rezolvat tema la matematică în 50 de linii de cod, având în vedere că 30 de linii sunt comentariile. În 30 de linii de cod am rezolvat tema la matematică, care teoretic poate presupunea 1000 de linii. Scrise cu pixul. Cam asta a fost și cu aranjamentele. Sper că ați găsit util acest videoclip. În următorul videoclip vom rezolva probleme de combinări și de aranjamente. Sunt cred că vreo 3 sau 4 pe care le vom rezolva. Și după ce rezolvăm aranjamentele și combinările, mai departe vom trece să studiem și sub, uh, submulțimile. După ce facem submulțimile, am terminat întreg primul capitol de la backtracking. Eu am fost Paul Sumeșan de la 10 la info.com, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Nu uitați să dați like și subscribe dacă ați găsit util acest videoclip, pentru că acest lucru ne-a foarte mult să ne dezvoltăm. Uh, Desigur, nu uitați să ziceți și prietenilor despre 10 la info dacă credeți că i-ar putea ajuta și pe ei. Pe noi, cel puțin, ne-ați ajutat foarte mult. Mult succes la școală, mult succes în noul an școlar și să ne revedem cu bine într-un nou videoclip. Să aveți o zi minunată!